În prima etapă din play-off-ul Ligii a treia de fotbal, liderul Serie A noua, Corvinul Hunedoara, a obținut o nouă victorie. Corviniștii au trecut acasă categoric cu scorul de 5-0 de Viitorul Cluj, spre satisfacția antrenorului Florin Maxim, care și-a permis în acest joc disputat pe un teren greu să folosească și jucători cu mai puțină experiență. Un meci în care am rulat și i-am băgat și pe cei doi copii, Dumi și Timotei, un meci cu de toate, pe un teren greu. A început ploaia exact înainte să înceapă partida, dar am făcut o repriză foarte, foarte bună, am intrat conectați la joc, băieții au pus în practică ce am lucrat la antrenamente, chiar dacă terenul ne-a pus unele probleme, dar una peste cealaltă sunt fericit și mulțumit pentru jocul prestat. Etapa viitoare, sâmbătă, 9 aprilie, de la ora 17, Corvinul va avea un meci dificil pe terenul celei de-a doua clasate, Metalurgistul Cugir. În cazul unei victorii, hunedorenii își asigură, chiar dacă mai sunt de jucat 7 etape din play-off, calificarea în barajul pentru Liga a doua, iar jucătorii Corvinului au convingerea că pot să câștige nu doar meciul din Alba, ci și pe celelalte. A fost un meci foarte bun jucat de noi, mai ales în prima repriză. A fost pe un teren greu, a și plouat foarte tare. Dar ne-am adaptat, ne-am făcut jocul și am făcut o prima repriză bună și la fel și a doua repriză. Ne-a spus mister ce să facem, cum să jucăm. Noi am respectat tot ce ne-a spus el și am câștigat acest meci. O să fie niște meciuri foarte grele. Toată lumea vrea să ne bată, să câștige, vrea să bată liderul. Și noi trebuie să ne facem jocul nostru și o să câștigăm toate meciurile. În seria 7, CSM Deva a învins la oră știe cu 2-0 pe Voința lui Pac și și-a consolidat poziția secundă, care duce și ea în baraj, având 11 puncte avans față de trupa din Cara și 13 față de Pandurii Târgu Jiu. În etapa a doua din play-off, Deva va juca sâmbătă, 9 aprilie, de la ora 17, pe terenul liderului CSM Reșița, care are cu 10 puncte mai mult decât trupa de la Poalele Cetății. În play-out-ul aceleași serii, Jiul Petroșani a trecut acasă cu 2-0 de Viitorul 2 Târgu Jiu, iar emoțiile în privința retrogradării sunt din ce în ce mai mici. În schimb, Aurul Brad, care este pe ultimul loc, a pierdut cu 3-0 la Viitorul Șimian, iar șansele de salvare sunt din ce în ce mai mici. Etapa viitoare, Aurul va juca acasă cu Gilertul Cărbunește, altă echipă cu emoții, în vreme ce Jiul se va deplasa la Șimian și formația din Mehedinți fiind liniștită. Ambele întâlniri se vor disputa sâmbătă, 9 aprilie, cu începere de la ora 17.